În intervalul 1 octombrie-20 noiembrie 2022, la ghișeele serviciului de pașapoarte Suceava au fost preluate 6.113 cereri de eliberare a documentelor de călătorie față de 3.912 în perioada similară a anului trecut, creșterea fiind de 56%. Totodată, prin misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, au fost primite și soluționate 2.931 de cereri. Creșterea este de 37%. Pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate, la ghișeele serviciului din Suceava au fost preluate 157 de cereri. Astfel, în perioada 1 octombrie-20 noiembrie, numărul total al cererilor pentru eliberarea pașapoartelor soluționate de structura județeană a fost de 9.044. Prin ghișeul eliberării pașapoarte al serviciului au fost înmânate către solicitant 3.267 de pașapoarte simple. Prin curier, contra taxei de 11,30 de lei, au fost livrate către solicitanți 2.402 pașapoarte simple electronice. Prefectul Alexandru Moldovan a precizat că toate aceste rezultate au fost obținute în condițiile în care încadrarea cu personal la nivelul Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Suceava este de 69,70% din totalul posturilor din statul de organizare. Sunt încadrate 23 din cele 33 de posturi.